ați locuit sau unde stați de obicei? Momentan stau la depozitul de noapte, pe Gutenberg. Acolo stau. Condițiile sunt foarte nașpa. Sunt ploșnițe, poate nu se spală. Dar cum ați ajuns acolo? Sau? Păi au fost niște situații pe care eu nu mă înțeleg cu părinții mei de 30 și ceva de ani. Părinții divorțați, mai cum s-au recăsătorit și, mă rog, eu am lucrat cum am putut și am ajuns acolo la o situație mai ok ca să mă ajute careva. Ce lucrați? Ce... Momentan m-am angajat agent de pază și agent constator pe tramvai și pe asta. Păi acum m-am angajat de o lună și acum vreau să văd cum fac două joburi, să văd cum trebuie să mă ridic în sus, nu mă las mai jos. Bravo. Și v-ați gândit să vă luați o chirie pe viitor? Păi normal. De cât timp stați la... 8 luni. Eu am lucrat în comerț 21 de ani în piața și mare și piața Rogerius, dar după aia am zis că vreau să învăț alt job și m-am orientat în alte joburi. După aia am fost casier la Profi și după aia m-am angajat acel agent. Cum vă descurcați cu mâncarea? Mâncarea e ok, nu pot să spun că nu e ok, îmi cumpăr eu, când am bani îmi cumpăr, când nu am bani mai stau, mai rap, mai nu știu ce, mai duc pe la maică, mai... Aveți familie în afară de familia? În afară de maică mea, soră mea și cumnatul și nepoțica, nu, că taică mi-a murit de 3 ani, taică mi-a vitreg. Dacă meu normal trăiește. Mama mea e divorțată de 40 de ani de tata meu, normal. S-a recăsătorit, am o soră după ea, după taică meu vitreg. Ne înțelegem ok, nu pot să spun că nu, dar nu m-am plâns niciodată prin ce greu și prin ce situație am trecut eu. Pentru că s-o fire mai închisă mine și eu trec în viață și vă, cum să spun. Dar ce v-a făcut să plecați la ei așa? Au fost niște discuții pe parcursul anilor, când am fost mai mic, că aveam și eu... Da, când ai fost minor, fiecare le are mintea lui. După ce mai crești, ăsta îți traduci pe viitor, ăsta. Dar așa a fost să fie. Lucrurile încet, încet le rezolvă Dumnezeu pe parcurs. Încet, dar sigur și le rezolvă. Ce școală ați avut? Ce ați profesională. Okay, și ce? În construcții monolite. Ok, și după aia ați continuat pe... M-am dus în comerț, că moștenesc de la taică meu. Și taică meu era cu comerț. Îi plăcea partea asta? Da, el se ocupa cu haine de morți, făcea una și alta și cred că e moștenesc lui. Că și mie mi-a plăcut comerțul și îmi place și în prezent. Poți să... de asta aș vrea să și întâlniți, să vorbesc. Da, aș vrea foarte mult. Nu pot să vă spun că nu. Aș vrea foarte mult, exagerat de mult aș vrea să vă spun. Nu am văzut 20 de ani, de multe ori stau și plâng ca un copil mic. Care e visul dumneavoastră cel mai mare? Visul cel mai mare este a meu, că vreau să luăm pe tata meu, normal. De 20 de ani, nu am văzut. În Spania, plecat locatare, nu pot să vă spun că nu știu unde. Dar visul meu cel mai tare să-l văd. Și dorul de el m-a păsat foarte mult, vă spun sincer, extraordinar de mult. Da, mă doare, mă macină gândul și de multe ori stau și plâng câteodată și mama încearcă să mă calmeze și asta e, viața mea înainte, trebuie să fim tare. Îmi doresc multă sănătate, fericire și să nu uite că mai are un copil în afară de cei care... Ce să vă spun? Să vă dorul de... Aș vrea mult să-l văd, pentru că nu l-am văzut de 20 de ani, doar numai pe cameră și nu întotdeauna când vezi doar pe cameră și vezi doar în realitate. Nu-i la fel. Cum v-ar putea contacta dacă... Păi ar vrea să, dacă m-ar putea contacta, aș vrea să-l contactez pe mama, primul rând. Au numărul. Are numărul de telefon. Și după aceea să ne întâlnim face, unul cu altul. Care e mesajul dumneavoastră pentru viitoarele generații? Să fie tare, să nu se lege asupra drogurilor, pentru că văd foarte mulți copii care se droghează la 15, 16, 14 ani și să nu se lase pradă băuturilor și una și alta. Asta le transmit la viitor. Îi văd de multe ori pe unii, eu mă duc la lucru, au 14, 15, 16, 17 ani și ei se droghează.
De multe ori crezi că-s băuți și de multe ori drogați, nu băuți. Nicio problemă, nicio problemă, nicio problemă, și eu mă mulțumesc. Thank you for listening to Mario's story. Please like and share this video to give underprivileged people a stronger voice. And if you want to support this project in any way, you can do it at movdeo.com. I hope to see you again next week.